În acest sfârșit de săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj a fost solicitat să intervină la două incendii și la un accident rutier. Sâmbătă după amiază, secția de pompieri Șimleu Silvaniei a fost solicitată să intervină alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crasna la un incendiu izbucnit la o casă în localitatea Crasna. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic a unui aparat electrocasnic lăsat sub tensiune, a unui boiler. Pagubele produse: instalația electrică, boilerul electric, 0,2 metri cubi material lemnos din structura acoperișului și s-au deteriorat aproximativ 100 de țigle. Vineri dimineață, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină la un incendiu izbucnit la un operator economic de fabricare a mobilei, situat pe strada Lupului din Zalău. Incendiul a izbucnit din cauza unui neon. Din fericire, incendiul a fost observat la timp de către angajați, iar pagubele au fost limitate. Tot în cursul zilei de vineri, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină la un accident rutier petrecut pe drumul E81, zona Meseș. Pompierii ajunși la fața locului au sablat carosabilul pentru evitarea producerii altor incidente rutiere.